Tot ce am vrut am făcut, până la urmă, până la urmă. Eu am introdus biserica în filmul românesc, în Mihai Viteazu, în coronarea lui Mihai Viteazu, e în biserică. E prima dată când s-a văzut o biserică filmată. Dar mai fi multe de făcut. Din cauza asta, eu sper să fie tinerii care să continue ceea ce am făcut eu. De la mine nu puteți lua decât un singur exemplu. Munca. Am muncit ca nimeni alt. N-am trăit decât pentru film. În momentul de față am vreo 70 de filme. Pe 50 de ani sunt în cinematografie. Nu știu dacă am avut o dată sau de două ori vacanță de vară. Deci, în primul rând, muncă. În al doilea rând, sacrificiu. În al treilea rând, profesionalism. Deci, ca inginer, știam tot ce se petrece pe platoul de filmare. Începând cu recuzita, cu decorul, absolut tot am acoperit. Am controlat totul. Niciodată nu trebuie să aveți încredere în nimeni. Eram cea mai ieftină cinematografie din Europa. Acum am ajuns ca autostrăzile. Suntem scumpi. Dispărând cinematografele, dispare cinematografia națională. E clar. A dispărut o clasă extrem de importantă în viața unei țări. Clasa muncitoare. Sunt un exemplu greu de urmat, datorită sacrificiului care l-am făcut, capacitatea de muncă, și o seriozitate absolută. Vă doresc să-mi urmați sfatul și să mă întreceți.